Pentru că am văzut că v-a plăcut ultimul videoclip, ceea ce m-a făcut să mă bucur extraordinar. Vă mulțumesc pe această cale. Am decis să mâncăm din nou ceva. Astăzi o să mâncăm de la Dabo. Am comandat mai multe lucrușoare, astfel încât să vedem în final ce merită să comandați și voi pe viitor. Hai să-i dăm drumul. Bun. Aici avem, cred că era o pidă asta sau ceva de genul ăsta. Și a de-a doua pidă. Un burger. Și încă un burger. Arată interesant. Și ce avem aici? Bun. Hai să-i gustăm. Să vă zic rapid și cât au costat toate lucrurile astea. Ce avem aici? Avem de fapt un dabo cu șuncă și cașcaval, dabo vegetarian, cred că ăsta e, pidă cu șuncă și cașcaval, după care pidă cu cașcaval și ceapă roșie. În total a costat 77,59 de lei. Hai să le și gustăm. O să începem cu asta. Hai să încercăm pe următoarea. Îmi place modul în care au tăiat-o, destul de ușor de mâncat în felul ăsta. Până acum asta mi se pare mai bună, nu mă dă pe spate nimic de zis. Hai să încercăm și habar n-am ăștia, care ar fi burgeri. Are mult sos și asta îmi place, e destul de dulce. Hai să vedem și pe ultimul și ăsta văd că are o grămadă de sos pe el. Bun, fraților, pe astea două le scot din calcul din start. Sunt bune, sunt ok, se pot mânca, dar nu se compară clar cu burgerii. Iar câștigătorul este acesta. Da, câștigătorul este cel cu șuncă. După cum vedeți, are mai multe lucruri în el. Șuncă, ceva roșii, salată, brânză și mult sos, ceea ce îl face foarte, foarte bun. Este surprinzător de ieftin, costă undeva la 17,90, adică 18 lei mai pe scurt. Și da, dacă vreți să mâncați de la Dabo ceva ce să vă și țină stomacul full sau să vă sature, atunci clar vă recomand acest burger, acest Dabo, că de fapt nu este un burger. Dragilor, eu mă pun să mănânc, până data viitoare stați aproape, dacă v-a plăcut acest clip nu uitați să dați un share, un like și bineînțeles să vă abonați. Ne vedem data viitoare!